În perioada 9-12 aprilie s-a desfășurat la Râmnicu Vâlcea faza zonală a Cupei Hagi la fotbal. La această întrecere s-au aliniat cele mai bune echipe din 6 județe: Vâlcea, Olt, Dolj, Argeș, Telorman și Dâmbovița. Reprezentanta județului nostru, LPS Pitești, a reușit să câștige faza zonală după ce a învins în finală cu 13-0 pe CSS Filiaș. La finalul competiției, Gheorghe Hagi a lăudat echipa antrenată de Laurențiu Iordache. Orice echipă care vine are un jucător, doi care sunt mai deosebiți. Important e că cei mai buni sunt totdeauna cei care echipa câștigă meciul, așa că Piteștiul a arătat bine, e o echipă bine organizată, bună, care are deja experiență mare, a arătat și la Vâlcea că sunt competitivi, au și jucători de calitate. Antrenorul Laurențiu Iordache afirmă că în acest an vrea ca echipa sa să câștige finala de la Constanța și să se califice astfel la turneul internațional din Africa de Sud, unde vor participa 20 de țări.